nu exista acea agora, pentru că nici atunci, dacă luăm marea masă, era acea masă care ne dădea 9,3 FM. Din nefericire, discuție, analiză, comparație, modern, actual, bârfă, invitați, neoficial, cafea, 11, politică, distracție, relaxare, cetățean. Dacă n-ai înțeles ce se întâmplă, nicio problemă, n-am înțeles nici noi. Ce știm sigur e că discutăm la o cafea. Cafeaua de la ora 11. În fiecare zi la Radio Color. Dar totodată erau acei oameni care își doreau. Bună ziua, bun găsit! Vă salutăm din nou cu drag la o nouă ediție a emisiunii Cafeaua de la ora 11 și un minut, ca să fim exact așa cum se practică la radio. Alături de noi în studio este domnul Dan Orduci. Bine ați venit! Bine v-am găsit! A fost o provocare ieri când ați fost sunat și ați primit invitația pentru cafeaua de astăzi. Am primit un răspuns metaforic interesant. Ce faceți mâine la ora 11? Și dumneavoastră ați spus că... Doar când am luat cafeaua de la 11. Da, înainte ne-a spus cumva pe jar și ne-a spus tai frunze la câini. Da. Cum e? Pentru că întotdeauna spunea metaforic și în acest răspuns ați îmbrăcat practic activitățile dumneavoastră care nu sunt chiar tăietură de frunze la câini, ci e o activitate care dă roade în folosul comunității cu inclinații literare. Dacă mari gânditori ar fi existat, de multe ori vedeți Stalin, care se impună comunismul, încercând să faci ceva, ajuns să faci altceva. Și aici nu mă refer, nu deci astăzi încercăm să fiu la Sfânta Liturghie. Am ajuns să vorbesc cu dumneavoastră la o cafea, la o șuetă și cu prin dumneavoastră cu ascultătorii dumneavoastră. S-a încercat în Revoluția Franceză. Am încercat să îmbin cele două părți frumoase ale omului. Deci este omul îndumnezeit, omul care merge la Sfânta Liturghie și omul care nu poate ajunge la Sfânta Liturghie. Și totuși deci, ar dori o bucată din celălalt om, pentru că suntem oameni și suntem făcuți să conviețuim împreună. Așa că astăzi nu tai frunze la câini, ci vorbesc cu dumneavoastră. Ce nu se potrivește? Știam că nu vorbiți serios atunci, că ați spus-o pe un ton de glumă, ca să destindeți poate atmosfera, ținând cont că până acum nu ne-am mai întâlnit. Și tocmai de aceea, dacă ne imaginăm că și pe frecvența 90,3 FM sunt ascultători care nu v-au întâlnit până acum și nu au beneficiat de nici una din cărțile dumneavoastră sau de activitățile pe care le-ați organizat aici în Orăștie. Ce puteți să le spuneți ca să vă cunoască, așa, prin câteva cuvinte cheie? Cum se face și pe internet? Știți prea bine că așa căutăm oamenii pe internet. Pentru că niciodată nu o să fie cineva catalogat ca un om de cultură fără... Am greu de spus, aș prefera să căutați pe Google, cum îi spunea un anumit domn. Dar... Două cuvinte, proprie, încerc să scriu, încerc să scriu pentru a mă determina pe mine să fac altceva. Da. Vezi? Am publicat, în special și cel mai mult, care o ocupă. Și doar un politician trebuie să se ocupe de politică. Am publicat public foarte mult pe net, mă găsiți oricând în Orăștie, prin centru. Ce să mai spun despre mine? Am 1,65 m, am ochi căprui, port ochelari. În momentul în care cineva cu mulți bani nu știu dacă dorește nu să sunt, prea un mecena și mă iertați, dragă ascultător, și mă iartă, dragă colegă, dar nu sunt omul care m-aș caracteriza cel mai bine. Cel mai mult aș vrea să spun despre mine că încerc să ard. Acum de ce încerc să ard? Pentru că toți suntem compuși din aceeași materie ca stele. Suntem stele, în fond și la urma urmei. Depinde de noi, de fiecare. Dacă vrem mocnit? Nu, dacă vrem să lăsăm urmă, sau vrem să lăsăm cenușă. Revin la doar de noi depinde. Încercăm să publicăm. Atunci vrem să fim un bulgăre de cenușă. Nu dispun de bani. Sau vrem să fim o stea bogată. Să ne vadă lumea financiar și mai târziu. Atunci și am încercat să public acea carte cafea, și m-am dus despre oamenii care lasă urme. Acei bani. Sunteți de acord? Sunt oameni care sunt dispuși să unul dintre ei sunteți și dumneavoastră, dar am înțeles că modestia sau care nu vă lasă. N-aș dori să fiu considerat un om care vină în ajutorul nostru. Aș dori să nu avem acea lase urme ceea ce am făcut, nu eu. Eu mai puțin, eu îmi port urmele mele de pe foarte bine gândită cultura. Străzile Orăștiei fără și mi le voi purta mult timp de acum înainte pe străzile Orăștiei. Și să strângă la o îmi port vocea, atât oameni de cultură, sunt oameni portam care voce, au posibilitatea de a investi în cultură, purtător de voce. Pentru că
E una, dar nu-mi doresc ca eu persoana Dan Orvici să las urme. Doresc să lase urme ceea ce le-a pașii inexistenți pe care îi face. Îmi doresc să lase urme cărțile mele, îmi doresc să lase urme întâlnirile mele cu orăștienii, fie întâlniri culturale, fie întâlniri de genul la ușuietă. Contabil sus pe unde, iar organizatorul să facă și alte activități. Eu mai puțin scrie, pentru că dacă scriitorul doar scrie, a greșit total. Ce mai trebuie? Care ați gândit-o pentru săptămâna viitoare? Dacă doriți să intrați și în detalii. Realitate nu mai este scriitor. Oamenii, oamenii din jurul nostru sunt de obicei oamenii pe care încercăm să-i cunoaștem. De multe ori avem cunoștințe de care suntem mândri și cunoștințe de care nu suntem mândri. Mândria sau nemândria noastră cu asemenea oameni sunt urmele lor. Sunt oameni care lasă în urmele lor pași mari. Vezi, mergând pe stradă, o să vezi două grupuri distinctive de pași. Nu, acelor și oameni singuratici simt. Care se duc singuri și acelor oameni care sunt în grup. Omul de artă, e, în acest este un eveniment, să-i spun, colocul oameni și urme, încerc să aduc în fața celor care vor fi în sala de conferință a Consiliului Local, sau ar fi fost la fel de bine, încerc să aduc o editură care a încercat să-i strângă pe oameni împreună. Dacă pe oamenii care, așa zic și oameni de cultură, oameni de cultură, ne va cataloga timpul. Cu toate că ajuns în vremea noastră vor fi considerați ca oameni de cultură sau ca oameni care au încercat să facă cultură. Cum apreciați dumneavoastră viața culturală din această urbe, din Orăștie? Dacă ați spus de scrierea dacă ar fi să fac o apreciere, cum se vorbește aș trece la Caragiale și nu-mi doresc în special să-i spună admirabil, sublim și lipsește cu desăvârșire. Este aproape inexistentă, dar există. Există din ce cauză? Există pentru că sunt oameni care fac ceva în Orăștie. Nu știu în ce măsură știu ascultătorii dumneavoastră, în Orăștie avem peste 80 de publiciști. Peste 80 de oameni care și-au înclinat viața scrisului. Au scris, au publicat. Sunt oameni care, prin activitatea lor, fie în Orăștie, fie în alte localități, dezvoltă să ne uităm la picul de cultură care se mai dezvoltă acum. Au redus și au ajuns la aproape nimic. Dacă aș spune că este inexistent, aș minți. De imagine. Mai avem și acele activități care de bună bucată de timp se desfășoară în perioada de iarnă. Vezi acele festivale, întâlniri și chestii. Dar mai avem o lipsă de organizare, activitățile sunt mai mult individuale, fiecare își vede de viața culturală. Nu, este o lipsă de conducere. Noi, românii în general, suntem, ne place să spunem că suntem comunitari, comunicarzi, dar nu este adevărat. Fiecare încercăm să ne facem propriul drum și propria cale, uitând să comasăm în așa fel încât să punem pe toți în aceeași oală. Poate fi nevoia de afirmare, de a ieși în evidență, de a scoate capul dintr-o gloată. Pentru că se poate și asta, se poate și se poate zice calculatorul, dar zice că este nevoia omului. Pentru că, în fond și la urma urmei, omul, deși este creat în comun, este o individualitate, nu există un om la fel, unul cu celălalt. Și atunci încercăm să ne delimităm, propria delimitare. Dar nu cred. Eu cred că nu suntem uniți și nu suntem, nu avem acea agora, acel loc în care să ne putem manifesta în comun. Da, am înțeles. Bun. Demonstrând că sunt. Să le asimilăm. Atunci încercăm fiecare pe planul nostru. Să creăm acea agora după chipul și asemănarea noastră. Respect. Și de obicei iasă bine, câteodată iasă mare prost. Om de cultură care lipsa a agorei este ca caracteristică acestui viac. Am prins așa din zbor o afirmație cum că credeți că v-ați născut un pic mai târziu decât trebuia. Poate da.